dar putem referi și iubiți credincioși și credincioase. Dacă duminica trecută ne înfructam inima din pâinea și din peștii pe care Evanghelia ne-a prezentat ca o minune pe care Domnul Hristos o face pentru mii de oameni, iată-ne prin Evanghelia de astăzi pe care Sfântul Evanghelist Matei ne-o pune înainte, călătorim pe malurile lacului Genizaret, călătorim în noapte cu Sfinții Apostoli, încercând să străbatem întunericul, frica, ploaia, furtuna și valurile, nu doar ale apei, ci și valurile vieții care ne izbesc pe toți în fiecare zi. Mi se spune că după ce Domnul a săvârșit această minune greu de înțeles și de priceput a săturării a 5.000 de bărbați, le spune ucenicilor, urcați-vă în corabie și porniți pe mare, că eu mai rămân, mai zăbovesc, ca să dau drumul mulțimilor. După ce pleacă mulțimile, Domnul Iisus, așa cum făcea de multe ori după ce săvârșea o minune, se retrăgea singur ca să se roage. Ce s-o fi rugat Domnul Iisus Hristos? Nu știm, pentru că Evanghelia nu ne relatează acest aspect, dar cu siguranță i-a mulțumit Tatălui Ceresc că și-a desăvârșit lucrarea pe care a făcut-o și o face prin El, prin săturarea sufletelor acelor oameni însetați de Cuvântul lui Dumnezeu, dar și înfometați trupește. Și ne spune Sfântul Evanghelist că pe la cea de-a doua strajă a nopții, când pe mare se pornise o furtună teribilă, apostolii înspăimântați că se vor scufunda, deodată îl zăresc pe Domnul Iisus cum vine pe valurile apelor și vine înspre ei. În loc să se bucure, așa cum ar fi fost firesc, că le vine cel Salvatorul, cel care este în stare să facă minuni, văzusele cu câteva ceasuri înainte ce înseamnă să saturi 5.000 de oameni și văzusele, trăisele cu propria lor ființă, probabil au mâncat și ei din pâinea care nu se sfârșea, pe care Domnul a înmulțit-o. Și totuși se înfricoșează. Și strigă către Mântuitorul Iisus Hristos și acesta le spune, nu vă temeți, căci eu sunt. Îndrăzniți. Iar Sfântul Apostol Petru, acest personaj emblematic al Sfintelor Evanghelii, acest personaj biblic cu care ne identificăm cel mai mult noi oamenii și care s-au identificat dintotdeauna, îi spune, Doamne, dacă ești Tu, cu adevărat, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Ce îndrăzneală pe Petru! Ce nebunie, până la urmă, să ceri învățătorului tău să-ți facă o minune cu tine însuți. De obicei, minunile le ceri și rugăciunile le faci către Dumnezeu ca să-i ajute pe alții. Dar Petru cere pentru sine însuși această minune ca să se lămurească el, ca să se convingă ceilalți că Domnul, într-adevăr, nu este o nălucă, ci este viu în carne și oase și umblă pe ape. Bate această lege a plutirii pe ape, anulează legile fizicii și iată Domnul vine către ei. Și Mântuitorul Iisus îi spune, vino. Și Petru coboară din corabie și merge spre Domnul pe apă. Dar după puțin timp, văzând ce minune sau de ce este el în stare să facă, Petru se înspăimântă și la un moment dat începe să se scufunde în volbura apei și întinde mâna către Domnul Iisus și spune, Doamne, scapă-mă! Iar cuvântul pe care Domnul Iisus îl spune lui Petru este poate cel mai profund cuvânt care există în Sfânta Scriptură. Pentru ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Și Evanghelia se termină cu faptul că
Atât Petru, cât și Domnul Iisus urcă în corabie, furtuna se potolește și călătoresc cu bine pe mai departe. Iată, iubiți credincioși și credincioase, o evanghelie teribilă, o evanghelie cu care ne identificăm, cred că toți dintre noi. Care dintre noi nu-i cerem dovezi lui Dumnezeu? Care dintre noi nu ne-am rugat vreodată, aflați în fața unor necazuri sau aflați în fața unor poticniri ale vieții? Doamne, dacă poți, Doamne, dacă mă vei ajuta și de data asta, Doamne, dacă mă vei vindeca, Doamne, dacă vei fi cu mine. Și de multe ori după aceasta, acest dubitativ, așa cum și la Evanghelia de la Utrene din această dimineață, mi s-a relatat Evanghelia Învierii, în care Toma de asemenea spune, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Iată și Petru în Evanghelia de la Liturghie spune, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. De câte ori ne-am pomenit, începându-ne rugăciunea cu acest dacă? Și de câte ori n-am primit răspunsuri de la bunul Dumnezeu, care știe prin pedagogia sa dumnezeiască să ne predea niște lecții ale vieții pe care poate nu le înțelegem întotdeauna. Petru a fost propriul său subiect al lecției. S-a pus la dispoziție, a avut acest curaj, această nebunie, spuneam, să ieși de pe corabie și să pășești pe apă. Dar Petru, înconjurat fiind de neputințele umane, așa cum suntem toți, înconjurat de voluptatea acestei vieți, de gândurile meschine pe care le avem fiecare dintre noi, de răutăți, de păcate, de tulburări și de tot ce poate să sălășluiască într-o inimă bună, dar pângărită de multe ori de viață, se afundă, dar nu se afundă cu disperare, ci totuși are această sclipire a nădejdii și întinde mâna către Dumnezeu, dar Dumnezeu îl ajută. De câte ori ne-am aflat în această situație în care, după ce ne-am rugat și l-am rugat pe Dumnezeu să ne izbăvească și de multe ori și făgăduim multe, Doamne, dacă mă ajut și de data asta, îți făgăduiesc că mă voi lăsa de cutare păcat sau de cutare patimă. Îți făgăduiesc că voi ierta mai des. Îți făgăduiesc, Doamne, că dacă mă vei ajuta și de data aceasta, mă voi împăca cu cel cu care sunt certat. Și câte și mai câte nu făgăduim. Și totuși, când suntem în fața neputinței, de multe ori abandonăm această încredere pe care o avem în Domnul Hristos. Petru nu a abandonat și nu a deznădăjduit. A întins mâna și a strigat. Știa că a greșit, probabil și-a dat seama, așa cum își va da seama de multe ori și după ce se leapădă de Domnul, avertizat fiind. Și totuși strigă către Iisus. Este probabil motivația și semnul sau borna morală a acestei evanghelii, acest strigăt pe care Petru îl face. Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! De câte ori nu ne pomenim în această ipostază de a cere disperați ajutorul. Și Dumnezeu ne ajută, așa cum spune o frumoasă rugăciune de la liturghie, nu pentru că merităm noi, nu pentru că noi suntem mari oameni, ci Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi prin marea sa milostivire și marea sa dragoste. Nu că am făcut ceva bun pe pământ, nici noi preoții nu slujim liturghia prin vrednicia noastră, ci o slujim prin îngăduința și dragostea pe care Iisus Hristos o are pentru fiecare dintre noi, indiferent de ceea ce suntem și indiferent de ceea ce am făcut. Iată că Petru are îndrăzneală. Aș spune mai mult decât atât, Petru are încredere. De câte ori ne pomenim în viața noastră când ne pierdem încrederea? Ce ușor ne trădăm încrederea unii în alții. Și probabil răniți de multe ori de faptul că am fost dezamăgiți de alți oameni,
Uneori nu mai avem încredere nici în bunul Dumnezeu. Este o mare greșeală și este un mare păcat pe care îl putem face. Noi oamenii ne dezamăgim. Și așa cum se spune, nu se amăgește decât cel care și-a pus nădejdea în celălalt. Nu poți fi dezamăgit de cineva în care n-ai crezut. Ești dezamăgit de cel mai apropiat om pe care îl iubești, de soț, de soție, de copii, de oamenii care în palma felul la tot pui sufletul de multe ori. Dar să știți, dragii mei, că nu putem fi dezamăgiți de Dumnezeu niciodată. Chiar dacă aparent nu mi se întâmplă și nu mi se întâmplă rugăciunea așa cum credem și așa cum am vrea noi. Însă pedagogia lui Dumnezeu este una cu o perspectivă înaintată. Poate trebuie să trecem prin viața aceasta, prin suferințe, prin chinuri, prin greutăți, ca să învățăm ceva, ca să înțelegem că voia lui Dumnezeu este alta și că planul lui cel bun nu se suprapune întotdeauna cu planul nostru care poate devia de la firescul și de la natura lucrurilor. În această manieră trebuie să gândim lucrarea pe care Dumnezeu o face și încrederea pe care trebuie să o avem noi în El. Este o încredere necondiționată și într-o oarecare măsură se aseamănă cu încrederea pe care o au copiii în noi ca părinți. Se spune că, așa cum spuneam adineaori, ne trădăm încrederea unii în alții. Dar de multe ori ne pomenim în fața unor situații în care vedem în ochii copilului nostru că el crede cu toată ființa sa că tu, ca mamă sau ca tată, ca părinte, poți să-l ajuți și îți credințează 100% viața și voința ți-o credințează ție. Și cu atât mai mult, oamenii când se află în fața marilor încercări ale vieții, ne încredem în Dumnezeu. Ne credem cu credința noastră știbită, cu credința noastră mai multă sau mai puțină. Îl rugăm și îl implorăm pe Dumnezeu atunci când suntem în pericol de moarte, dar de ce nu ne rugăm cu atâta sârguință? Poate este taina cea mai mare și de neînțeles pentru noi oameni. De ce când suntem bine, când suntem bucuroși, luminoși și binecuvântați de Dumnezeu, nu ne rugăm cu aceeași sârguință? Nu știm. Și toți cădem în același păcat. Când la bine, așa cum se și spune în poporul nostru românesc, că omul la bine uită repede de Dumnezeu și uită de binefăcătorii săi și doar la greu își întinde mâinile asemenea lui Petru și imploră ajutorul. Spuneam că ne probăm această credință, această brumă de credință pe care o avem în inima noastră în fața marilor încercări. În fața marilor evenimente din viața noastră, pentru că acolo se călește sufletul în neajunsuri, în neputință, în nedreptăți, în suferință și în foame. Să ne amintim de cei care au trecut prin temnițele comuniste și mărturiseau că așa cum l-au cunoscut pe Dumnezeu, așa cum s-au rugat în iadul acela, al neajunsului și la limita vieții și a morții, nu s-au rugat niciodată. Și sfinți și oameni care au experimentat această credință într-o dimensiune specială. Iată, mă confirmă ceea ce vorbim noi astăzi și ceea ce concluzionăm noi astăzi din Sfânta Evanghelie. Că noi oamenii, doar în fața marilor încercări, strigăm disperat și ne punem nădejdea când constatăm că nu mai avem nădejde în oameni. Când constatăm că nădejde nu avem nici noi înșine și ne vedem total neputincioși. Când te vezi pe patul unui spital, că toți ridică din umeri și nu-ți mai dau nicio șansă, către cine să te vedeți? Vă spun lucrul acesta pentru că ieri seară l-am vizitat în spital pe unul din cele de seama preoți. Ai banatul, aș spune. Și nu-l spun eu. A spus-o marele mitropolit Nicolae Corneanu când a vorbit despre preotul Dumitru Vana într-un interviu
A fost între primii 5 oameni pe care am întâlnit în viața mea și care se află în loc de cinste, se numără preotul Dumitru Vama. Așa a spus Mitropolitul Nicolae. Ieri seara l-am vizitat la spital pe Părintele Vama de la Catedrală. Probabil multe dumneavoastră știți. Se află într-o grea pumpă, într-o grea suferință. Astăzi împlinește o lună de când este spital. Desigur, îmi duce crucea de ceva vreme. Vă spun lucrul acesta pentru că mă leagă, sufletește multe lucruri de preotul Dumitru Vama. Un intelectual extrem de rasat, un om de o smerenie deosebită, fost administrator al Catedralei, unul poate din preoții emblematici ai Banatului și din ceea ce însemna preoția bănățeană odinioară. Și discutând multe, pentru că este și duhovnic părintele și am petrecut cei mai frumoși ani și ani tinereții am petrecut alături de Dumnezeu la Catedrală, mi-a spus aseară, Vasi, în fața morții, doar bunul Dumnezeu poate să-ți mai dea putere. În fața neputinței, știindu-se cum a fost, știindu-te cum te lupți ca să răzbești cu neputința bătrâneții și a bolii, doar bunul Dumnezeu ne poate cerceta inima și ne poate transforma dintr-o durere, să ne transforme într-o bucurie a rădeștii, dacă se poate spune așa. Și singurul lui gând și singura lui rugăciune către Dumnezeu era că dacă îi va mai reedui, odată să ajungă să slujească din nou o liturghie în catedrală. De ce v-am spus lucrurile acestea? Pentru că ieri seara mi s-a confirmat încă o dată că marile experiențe ale vieții, cu toate că avem pe cei dragi în jurul nostru, avem familiile care ne slujesc necondiționat. Copii, soții sau soți și pe toți cei care ne sunt alături din marile încercări ale vieții sau prieteni foarte apropiați. Însă experiența tainică sufletească pe care o avem fiecare este experiența unui suflet cu Dumnezeu și atât. În această cheie se desfășoară dimensiunea credinței sau a încrederii pe care Sfântul Apostol Petru a experimentat în Evanghelia de astăzi. Și chiar dacă suntem oameni și neînnoiți și toate calculele și raționamentele noastre nu au o finalitate bună, aș vrea să plecăm astăzi din această minunată curte a bisericii noastre cu acest gând și cu acest îndemn pe care Domnul Hristos l-a spus lui Petru și implicit îi spune nouă fiecare dintre noi. Pentru ce te-ai îndoit cu tine credincioșilor? Să nu vă îndoiți, să nu ne îndoim de lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Chiar dacă nu ni se aliniază lucrurile așa cum vrem noi și cum credem noi că ar fi trebuit, poate nu merităm de multe ori, dar încrederea pe care trebuie să o păstrați vie în Bunul și Sfântul Dumnezeu, să nu vă pierdeți niciodată. Această încredere pe care Domnul Hristos nu o trădează și nu ne toarce spatele niciodată, indiferent de ceea ce suntem și indiferent de ceea ce am făcut. Cu acest gând să plecați acasă, că Domnul Iisus veghează și este gata să ne întindă mâna, indiferent de valurile vieții care ne-au potrivit, și sunt multe valuri, sunt multe dureri, sunt multe suferințe, chiar drame pe care le trăim în viața noastră. Dar ce să facem? Către cine să ne îndreptăm ochii și către cine să întindem mâna? De noi oamenii suntem atât de neputincioși de multe ori. Întindeți așadar, dragii mei, mâna, întindeți-vă sufletul către Dumnezeu. Și negreșit, să știți că Dumnezeu vă va îmbrățișa sufletul și inima și va fi prezent în viața dumneavoastră întotdeauna. Amin.